În primul rând, un meci acasă, unde cred eu că singurul nostru obiectiv e acela de a încerca să câștigăm, să luăm cele 3 puncte. Același lucru cred că și adversarul gândește, pentru că are nevoie de o victorie pentru a intra în luptă. O echipă foarte bună, cu un lot echilibrat, cu jucători foarte buni, atât din punct de vedere tehnic, fizic, viteză. Cred că trebuie să facem un meci foarte bun în care ambele faze trebuie să fim la nivelul cel mai înalt, așa cum am făcut-o la ultimul meci acasă și am câștigat. Absențe, rămân Băluță, care încă o săptămână, două. Popescu, care e pe drumul bun, nu e așa grav. Și el mai cred eu că mai are nevoie de o săptămână până să revină. Popescu, celălalt mai tânăr, și el o mică problemă și nu e nici el în lot. În rest, Sârbu a revenit, dar încă nu cred eu că e 100% și vedem dacă o să-l folosim sau nu. În rest, conștienți că suntem în play-off, conștienți că jucăm meciuri foarte grele, unde tot timpul trebuie să fim la înălțime, să ne autodepășim, să dăm tot ce avem mai bun, să facem ambele faze, meciuri în care sunt pe tranziție foarte multă, și sperăm ca noi să o facem așa cum am făcut-o și la Rapid mai bine, să o facem și cu Craiova la fel cum am făcut în ultima perioadă, mult mai bine decât adversarii, și au venit și rezultatele foarte bune. În rest, echipa o văd bine. Jucătorii deja am făcut 4-5 zile de antrenamente împreună. Cred eu că au uitat de cei care au fost la lot, ușor, ușor, sau au intrat în lucrurile noastre, și sperăm să vină victoria pentru noi, pentru că ne dorim și că ne-ar a fi foarte bună. Întrebări. Ai spus, întrebarea e foarte bună, pentru că sunt două echipe care au foarte mult talent în tranziție. Deci fotbalul, când echipele sunt bune și meciurile mari, totdeauna contează mult tranziția, că e pozitivă, că e negativă. Trebuie să știi să fii foarte bun, cum zic eu, de sus, de la cap. Tic-tac-ul, nu tic-tac-a, în fotbal contează foarte mult tic-tac-ul, cât de rapid ești, negativ, pozitiv, cât treci de la o fază ofensivă la cea defensivă, pentru că fotbalul acesta are ambele faze, trebuie să știi să ataci, trebuie să știi să te aperi. Deci, practic, acest lucru noi trebuie să-l facem foarte bine și să fim mai iuți ca ei. Vă așteptați la o agresivitate suplimentară din partea Craiovei, dat fiindcă ei joacă, practic, una dintre ultimele șanse la titlu? Fotbalul are ritm și intensitate, deci cred eu că meciul o să aibă amândouă, atât ritm cât și intensitate. Nu văd cuvântul de agresivitate. Nu cred eu că are. E duel, în fotbal există duelul și există contact. E un sport de contact și trebuie să fii pregătit pentru acest lucru. Nu trebuie să fii pregătit, trebuie să-ți placă acest lucru. Deci jucătorii mari sunt aceia care chiar le place acest lucru. Duelul, atât ofensiv cât și defensiv, să-ți placă, să-ți dorești acest lucru. Deci, practic, nu poți să le viți, n-ai cum să le viți, așa că nu văd, nu, o echipă a fi agresivă înseamnă a avea ritm și intensitate. Precedentele două partide, 10 goluri s-au înscris. Ne așteptăm acum încă un festival de goluri? Păi dacă înainte am primit întrebarea și vorbim de două echipe care au talent, sperăm că ambele echipe să facă acest lucru, să-l arate pe teren și să... Dar noi sper să marcăm mai multe goluri ca ei. Suporterii vă așteptați să o stadion plin mâine seară? Cât de important este? Absolut, suntem în play-off și cum a venit la ultimele meciuri, așa cum au fost și la București, au venit după noi, cred eu că suporterii chiar sunt lângă noi, atât galeria cât și ceilalți, care cred eu că un oraș ca și Constanța, o regiune ca și Dobrogea, cum e Dobrogea, eu cred că noi avem un stadion foarte mic, deocamdată, până o să vină cel mare, care e și acel stadion, din punctul meu de vedere, o să trebuiască să-l umplem, să fie la fiecare meci plin,
Noi sperăm ca oamenii ca să vină la stadion, echipa trebuie să joace bine, trebuie să joace un fotbal foarte bun, pentru că oamenii, suporterii trebuie invitați la stadion numai dacă le oferi un spectacol și noi asta ne dorim la Constanța, să, ca suporterii noștri și toți cei care iubesc fotbalul să vină să se bucure, să se bucure de fotbal și bineînțeles la stadion să se simtă bine. Din Ungaria, Farul, datorită managementului. Asta deoarece suntem toți care suntem la Farul am jucat fotbal. Deci, practic, înțelegem bine fotbalul. Financiar, da, încercăm cât putem noi să avem să fim cumpătați, să fim echilibrați, să știm ce înseamnă un buget, cum îl facem, cum îl construim și cum ce cheltuieli avem, pentru că practic da, suntem o societate pe acțiuni unde trebuie toți angajații, toți conducătorii, toți jucătorii, toți care lucrează în club, trebuie să fie responsabili fiecare pe postul care e, dar trebuie să aibă responsabilitate și cred eu că de aceea și merg lucrurile, pentru că mai mult sau mai puțin lucrăm la un nivel foarte responsabil, foarte bine și încercăm să facem lucrurile așa cum trebuie. O victorie contra Craiova și o remisă în partida dintre CFR și CSB? Când ești pe primul loc, nu trebuie să te intereseze ce fac alții. Cred că v-ați obișnuit în anul ăsta cu noi. Când ești dedesubt, e clar că trebuie să te uiți la anumite lucruri sau să mai faci socoteli, dar când ești pe primul loc, singura socoteală e aceea de a câștiga meciul. De a putea și de a avea valoare și de a putea să faci acest lucru, să câștigi meciul. Așa că noi depindem de noi și numai de noi dacă la sfârșitul campionatului o să fim pe primul loc. Cum simțiți starea de în special acelor tineri în această perioadă. Așa cum are tot orașul Constanța, cred eu. Cred eu. O perioadă în care vă apropiați de final. Mi-a spus starea de spirit. Starea de spirit. Da, mă refer la lipsa lor de experiență. Luptați cu niște echipe care nu deci, știu să câștige titlul. Lipsa lor de experiență la care? La Lumazilul? Da. Că băgăm tineri sau cum? Păi, asta mă refer, cum îi simți? Păi nu, avem și jucători, dar avem și jucători de experiență foarte care duc, dacă vorbim de Alibec, atunci, dacă vorbim de Larie, dacă vorbim de Artean, dacă vorbim de Popescu, dacă vorbim de Kiki, dacă vorbim de Boli, deci avem jucători de experiență, avem jucători tineri, tinerii, totdeauna un tânăr când îl pui e foarte valoros, merită să fie acolo pentru că chiar o duce, iar jucătorul de experiență trebuie să are atâta experiență ca să ducă genul acesta de meciuri și această presiune care există, aceea de a câștiga meciurile. Deci, practic, o echipă de fotbal nu se face numai cu tineri, se construiește, se face această mentalitate, dar eu zic că noi o avem, de aceea și suntem pe primul loc. Mulțumesc.